Vremea continuă să fie capricioasă și din cauza precipitațiilor abundente din ultimele zile, în multe părți ale țării s-au înregistrat inundații puternice. La noi în județ nu sunt astfel de probleme, dar cei de la sistemul de gospodărire a apelor Hunedoara sunt în stare de alertă. Întocmim și transmitem informarea hidrologică zilnică către prefectură ISU și compartimente din cadrul Seghia Hunedoara, care cuprinde evoluția cotelor, debitelor, precipitațiilor și evoluția acumulărilor din județ. În situații de alertă hidrologică, noi primim avertizări de la INHGA, iar pentru meteo de la ANM, noi anunțăm agenții hidro, deci ei sunt pe poziții, știu despre ce este vorba. Merg la citiri, depinde, dacă se depășesc cotele de apărare, au anumite intervale la care merg la citiri, ne transmit nouă pe telefon sau pe stația RTF. Noi întocmim de urgență avertizările, le trimitem la dispeceratul bazinal și anunțăm conducerea Seghia Hunedoara în cel mai scurt timp posibil, către ISU, către prefectură. Grație aparaturii moderne de care dispun cei de la dispeceratul Seghia Hunedoara, monitorizează atent tot ce se întâmplă cu debitul apelor și precipitațiile, inclusiv în județele apropiate, și au posibilitatea de a anunța eventualele situații alarmante în cel mai scurt timp. Avem anumite programe, dispecer ape de SWAT, Watman, în care putem monitoriza din oră în oră, sunt stații automate și se poate monitoriza din oră în oră evoluția cotelor, nivelurilor, temperaturi, precipitații. Și acum acest program este programul dispecer ape pentru tot județul, inclusiv Jiu și Criș. Aici sunt datele introduse azi dimineață, deci le putem vedea pe ani în urmă în situații deosebite când avem nevoie de valori. Nivel, debit, precipitații, temperatură, aer și apă. Aici sunt cotele de pe tot bazinul Mureș, inclusiv județul Alba, Arad și Mureș. Acesta este programul de SWAT, unde putem vedea evoluția norilor, precipitații, dar acum nu prea avem. Totodată, cei de la Seghia Hunedoara urmăresc și posibilele poluări accidentale ale apelor, care se pot produce în urma inundațiilor cauzate de ploi sau de topirea zăpezii, care se mai întâlnește și acum în zonele montane din județ. În cazul poluărilor accidentale, anunțăm conducerea Seghia Hunedoara, Alba Mureș, întomim fișa de comunicare anexa 6 și trimitem colegii pe teren pentru a vedea situația din teren, ținem o strânsă legătură cu ei și anunțăm conducerea de evenimentele din teren. Colaborăm cu instituția prefectului, cu ISU, cu primăriile din județ și cu alte unități din județ. Ținem evidența tuturor acumulărilor ca să se încadreze în programul de exploatare, evidența precipitațiilor a stratului de zăpadă. Conform specialiștilor, în ultimii ani, lunile mai și iunie sunt cele mai ploioase și, ca urmare, în acest interval de timp se produc cele mai multe inundații.